Doamnelor și domnilor, bună seara! Revenim în casele dumneavoastră prin intermediul emisiunii Clipa Muzicală. Deja cum v-am obișnuit, în fiecare zi de miercuri și vineri vă aduc în fața dumneavoastră tineri talentați cu un viitor strălucit. Fii alături de Busuioc TV! Invitatul din această seară vine tocmai din nordul Moldovei și are o dorință nebună de a cuceri inimile telespectatorilor. Bună seara, Florin! Îți mulțumesc din suflet că ai reușit să vii din depărtare la emisiunea noastră și, pentru început, sunt sigur că și cei de acasă sunt interesați. De unde vine acest băiat? Bună seara, bine v-am găsit! Mersi de invitație! Vin de la nordul Moldovei, din satul Trinca, raionul Iedineț. Vin dintr-o familie de muncitori. Mama este la moment acasă, tata muncește peste hotare. Am început să cânt de la vârsta de 4 ani. Și mama a văzut că îmi iese ceva, se primește și în clasa 1 m-a dat la școala muzicală. Deci să înțeleg că tata muncește peste hotare ca să-l ajute pe Florin să meargă pe această cale. Așa este. În ziua de astăzi la noi trebuie să pleci undeva acolo să susții familia și mai ales așa oameni talentați. Știu că satul Trinca este un sat foarte talentat și mare din câte știu eu prea bine. Ce tradiții sunt acolo la voi în sat și cu care tu te mândrești? Păi acolo sunt multe tradiții. Aveți voi ceva specific în satul vostru cu care să stea cineva de la sudul Moldovei și spună că iată, la noi nu este așa? De anul nou, acolo, când se merge în alte părți cu ratul, cu capra, la noi se merg craii. Așa. Toată ziua, prima și a doua zi, umblă craii prin sat la fiecare casă. Și ură. Așa, oamenilor de bine, am înțeles. Tu obișnuiești sau deja ai crescut mai mare și mai mirți pe la televizor și ai lăsat prietenii acolo? Nu, prietenim. Nu, am vrut să merg și eu 2 ani la rând la crai, dar părinții nu au fost de acord. Deci nu ți-au venit. Da, exact. Băiatul trebuie să stea acasă. Eu o să încerc ca de anul nou să venim cu emisiunea noastră la tine în sat. Ne primești, da? Vă invit. Spune-mi, te rog frumos, de unde pasiunea pentru muzică și când a început toată aventura aceasta? Pasiunea cred că a venit la mine de la maima. Mama a cântat? Am vrut să cânte, dar n-am avut posibilitatea. Deci își vede oarecum dorința în tine. Și s-a pus toată forța, toată efortul în mine. A încercat, știu, de la grădiniță tot. Am fost la niște secții muzicale, după care am mers la școala muzicală. Acolo m-a văzut un profesor, a încercat puțin să se ocupe de mine. Și tot așa. Ce interpreta mama acasă și ce auzeai tu? Muzică populară, muzică ușoară. Și ușoară și populară. Cânta mama, da? Da. Și atunci când erai tu mai mic, ai hotărât că și ai început să înrăgești muzica. Păi, nu știu, nu țin minte când a fost asta. Știu că mi-a povestit că am cântat la grădiniță, era mic tot. Ea cred că era cea mai bucuroasă, că băiatul ei cântă și... Și acolo am cântat de 8 martie și m-a văzut șeful grădiniței. Și a spus că, uite, haideți să-l punem și pe scenă. La lansat, prima dată am cântat și a simțit, 4 ani, așa, un băiețel. A simțit șefa grădiniții că peste câțiva ani vei fi la Busuioc TV, la emisiunea Clipa Muzicală. A venit în tine, a văzut în tine un viitor artist. Spune-mi, te rog frumos, la tine, la Iedineț, cu ce te-ai mai ocupat sau cu ce te ocupi și în prezent? Am studiat la școala muzicală acordeonul, ca instrument de bază. Așa. Acesta a fost. Și anul trecut am terminat școala muzicală. Deja? Da. Ești băiat mare. Exact. Ești, stai la nord sau ești în Chișinău deja stabilit? Nu, stau la nord. Anul acesta, clasa nouă, examenele termin și cred că la anul viitor vedem ce fac. Deci astăzi tu ai bătut drumul special pentru noi, tocmai de acasă? Exact. Pentru că te-am anunțat recent. Ai reușit repede să vii. Se rezolvă repede tot. Îți mulțumim din suflet, Florin. Vedeți, dragi telespectatori, cât drum și din depărtare bat special invitații noștri de a veni și în fața dumneavoastră. Și în primul rând vreau să-ți salut mama, Florin, pentru că a adus pe lume și pe tatăl tău și pe mama ta a adus pe lume o mândrie de băiat. Povestește-ne despre colaborările tale, pentru că am înțeles că ești în colaborare cu... Sunt în colaborare cu echipa din Spania. Așa, aoleu,
ceva intrigant. Ia povestește-ne. Eu mă ocup cu el, Radu. El este producător. De echipa din Spania are grijă el. Adică echipa din Spania se ocupă cu aranjamentele muzicale, chestiile. Dar unde v-ați găsit voi? Sau ați găsit să colaborați? În martie a fost un concurs. La care am fost un concurs de canto. În Spania? Nu, în Moldova, la Chișinău. La Chișinău. Și acolo am fost, i-a plăcut ce am prezentat. Mi-a spus că am carismă, adică am un viitor, dacă doresc să mă reproduc în chestia asta. Deci, am fost de acord și după câteva zile mi-a trimis o piesă, a spus, uite, îți place? Bine, dacă nu, facem alta. Așa. Și a început colaborarea, am spus că îmi place. Și tata la telefon? Tata la primite. Telefon, exact. Am înțeles, mă bucur nespus de mult pentru tine. Cu ce noutate muzicală ai venit în această seară la noi și în primul rând să prezinți cântecul și celor de acasă? Cu ce mi-ai surprins? Am venit cu piesa mea de debut, se numește N-am să uit. Ce să uităm, oare? Ce să uităm? Piesa este despre dragoste, este de dramă. Te-ai îndrăgostit până acum? Am fost. Când a fost redactarea piesei, așa s-a nimerit că am avut și în viață așa o perioadă. Până la urmă, o piesă iese din ceea ce ai trăit. Exact, da. Mă simt în piesa aceasta, o trăiesc. Asta este cel mai important. Deci, dragi telespectatori, vă readucem aminte că în seara aceasta, la emisiunea Clipa Muzicală, poposește tocmai de la nordul țării, a poposit deja Florin Rusu cu o piesă de dragoste, care o să te rog în clipele ce urmează să ne-o interpretezi, nu înainte de a spune un mesaj de salut celor de acasă sau un mesaj de mulțumire. Vreau să-i mulțumesc mult părinților, deosebit mamei, care și-a dat toată forța, tot efortul în mine, care a crezut până la urmă, că atunci când nimeni nu a făcut aceasta. Vreau să-i mulțumesc mult surorii care a stat tot timpul aproape. Spune-mi, te rog frumos, Florin, ai participat la festivaluri, concursuri? Ai obținut premii? Am participat la diferite festivaluri, cum ar fi Urmașii lui Ștefan, ceva cu Mihai Bătrânul, cu acordeonul l-am participat. Așa, deci ai cântat și la acordeon în concursuri. Exact. Și unde te simți mai bine? Cu acordeonul în spate, să spunem așa, sau când ieși pe scenă? În ambele poziții, în ambele poziții. Așa. Și cu microfonul și cu acordeonul. Exact. Deci data viitoare ne promiți nouă că vii însoțit și de prietenul tău acordeon, dar poți să-mi spui de unde ai prins sau ai luat dragostea aceasta de acordeon, pentru că am făcut și eu 4 ani acordeon și după cum vezi și eu stare tare gras și când luam acordeonul în brațe, mă trăgea așa în jos. Este un instrument destul de greu și la propriu și la figurat. Tu cum te descurci și de unde pasiunea asta? Păi mama, când m-am dus la școală muzicală, acolo fratele ei tot a încercat să cânte la acordeon și tata când era mic, dar nu a reușit. Și a încercat cu mine să vadă și m-am dus la un profesor, eram atunci micuț și eram subțire, i-a spus că nu se pot trage foliu. Nu-mi plăcea să merg, în primii 2 ani nu vreau deloc, plângeam, nu vreau să mă duc la lecții, dar în al treilea an, când am început să învăț, am început să mă iau un pic la auzi cântecele și atunci a devenit și dragoste față de acordeon. Foarte bine. Deci să înțeleg până într-un final că fratele mamei, mama ta, tatăl tău, deci toți se bazează și pun sprijinul la talentul tău și te vor acolo în scena mare. Exact. Și eu și echipa noastră de la Clipa Muzicală, atât și telespectatorii de acasă, îți urăm un mult succes. Pe lângă muzică, mai obișnuiești ceva să faci? Diferite ocupații cu prietenii, cum ar fi fotbalul, știu, sala. Când ești supărat la un moment dat, când cineva, nu știu, spune un lucru nu la timpul și momentul potrivit, unde te refugiezi? Cum ar fi, nu mă refugiez nicăieri, țin în mine. Exact, până la un moment dat. Așa, până izbucnește totul. Exact. Tot, da. Mulțumesc din suflet, Florin, pentru că ai venit în această seară la noi. Și vă mulțumesc mult pentru invitație.
Cu mare drag. Cum ai noutatea muzicală și dacă îți mai iei și acordeonul cu tine, noi cei de la Busuioc TV nu ne supărăm și te așteptăm și îți mulțumesc de suflet încă o dată. Doamne ajută, iar noi, dragi telespectatori, ne reîntâlnim în partea a doua emisiunii. Vă mulțumim din suflet că și în această seară ați fost alături de emisiunea Clipa Muzicală. Cu voi a fost Gabriel Nebunu. Ne revedem și mâine tot la aceeași oră la Busuioc TV. La revedere!